Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit. În deschiderea emisiunii de astăzi vă rog să aveți răbdare cu mine un minut, două, cât o să-mi ia să spicuiesc pentru dumneavoastră din sentința pe scurt, care are 6 pagini, partea referitoare la Elena Udrea. Zice așa: în dosarul 1532/1/2015, în numele legii, instanța condamnă pe inculpata Udrea Elena Gabriela la 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor, prevăzute de ar 64, nu mai trec peste asta, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută la articolul 254 Codul Penal. Fac aici un scurt escurs. Pedeapsa pentru acest tip de infracțiune pe Codul Penal vechi este de la 3 la 10 ani și pe la nou tot atâta este. Condamnă pe inculpata Udrea Elena Gabriela la 4 ani de închisoare și 3 ani interzicerea unor drepturi pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, deci a doua faptă de luare de mită. Condamnă pe inculpata Udrea Elena Gabriela la 6 ani de închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, a treia faptă de luare de mită. Și în fine, condamnă la 6 ani de închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de articolul 13 indice 2 din legea 78/2000, este vorba de legea faptelor de corupție. Iar așa, contopește pedepsele aplicate inculpatei Udrea Elena Gabriela și dispune că aceasta să execute pedepsa cea mai grea de 6 ani de închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor. Vă citesc și articolul 13 indice 2 din legea 78, zice așa: infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 15 ani. Așadar, în 3 infracțiuni pentru care legea penală prevede un maxim de 10 ani, doamna Udrea a luat 3 condamnări de 5 ani, de 4 ani și respectiv de 6 ani, iar într-una în care legea penală prevede o pedeapsă de până la 15 ani, a luat o condamnare de 6 ani. Continuu. Instanța obligă pe inculpata Udrea Elena Gabriela la plata sumei de 8.116.800 lei cu titlul de despăgubiri către partea civilă Autoritatea Națională pentru Turism. Conform art. 254, confirmă în folosul statului de la inculpata Udrea Elena Gabriela suma de 695.367 de lei și 296.076 lei. Obligă pe inculpata Udrea Elena Gabriela să restituie echivalentul 1 lei la cursul BNR de la data plății a sumei de 600.000 de euro către martorul Boian Corin și echivalentul 1 lei la cursul BNR de la data plății a sumei de 300.000 de euro către martorul Gărdean Adrian. Instanța, în baza art. 274 procedură penală, obligă inculpații Udrea Elena Gabriela și Breazul Liberiu Tudor la plata sumei de câte 20.000 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată, pronunțat în ședință publică azi 28 martie 2017, adică ieri, cu apel. Doamnelor și domnilor, aceasta este, nu e finalul, dar acesta este finalul primei etape, să zicem așa, din dosarul Gala Bute. Faptele le știți și dumneavoastră, nu le mai reiau. Un dosar extrem de încâlcit. Procurorilor le-au luat niște ani de zile să-l descâlcească. Mă rog, e o întreagă poveste și acolo. S-au schimbat procurorii, au venit alții. Primii poate au cedat, poate n-au cedat. Un dosar pornit de la dezvăluirile de presă. Trebuie să credităm asta permanent, să ne amintim că totul a pornit de la dezvăluirile făcute de jurnaliștii de la GSP pe blogul lui Cătălin Tolontan. Acum, noi știm cu toții că doamna Elena Udrea este deja trimisă în judecată în mai multe dosare penale pentru o perioadă în care a ocupat funcții în statul român. Funcții, mă rog, doamna Elena Udrea are o personalitate foarte puternică din punctul ăsta de vedere, cred că nimeni nu poate nega acest lucru. În același timp însă, în mod clar, personalitatea a fost mai puternică decât funcțiile pe care le ocupa. Eu am susținut tot timpul, încă de atunci, că doamna Udrea este adevăratul prim-ministru, ceea ce sigur nu îl face pe domnul Emil Boc responsabil în vreun fel din punct de vedere penal pentru faptele domniei sale. Uneori, doamna Udrea a depășit prin influență și putere, poate chiar
puterea președintelui României, de care a fost foarte apropiată și de care este fostul președinte acum, Traian Băsescu, este foarte susținută. Contează mai puțin ceea ce se întâmplă în aceste zile, modul în care se apără pe toate canalele TV sau pe o parte a canalelor TV care îi plâng pe umărul doamnei Udrea. Ceea ce contează este ca noi să înțelegem pentru istorie ce s-a întâmplat cu țara noastră într-un moment grav de criză economică și socială, în care cei care ne-au chemat, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, să fim solidari, să acceptăm tăieri de pensii, de salarii, creșteri de TVA pentru toată lumea, în același timp au... Uite ce au făcut. Au făcut asta, zice instanța. Au fost niște infractori. Vreau să comentăm pentru că dacă nu învățăm din aceste experiențe, riscăm să le repetăm. De aceea întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi este în ce măsură considerați această decizie a instanței supreme una bună, una, cum să zic eu, mai degrabă indulgentă sau, din contră, una, o pedeapsă grea. Este, de fapt, un pretext pentru a discuta, așa cum v-am spus, ceea ce țara noastră a trăit într-o perioadă în care acest personaj, Elena Udrea, a dominat nu numai viața politică, aș zice mai degrabă viața publică decât viața politică. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct din acest moment. Bună ziua, Sebastian! Bună, măi, te salut! Vă ascultăm! Și pe tine și pe ascultători. Da, am urmărit comentariul tău. În procent de 99% sunt de acord cu el. Vezi, într-adevăr, marele rău făcut, pe care l-au făcut acești oameni, a fost faptul că au demolat această credibilitate pe care trebuia să aibă și pe care trebuie să aibă o țară, un președinte de țară, pe care trebuie să aibă un guvern, un prim-ministru, deci, în situații limită pentru țară, și situațiile limită nu întârzie să apară, în istorie. Asta a fost marele rău. Apoi, sigur, mulțimea de bani pe care i-au furat Elena Udrea și cei blanți, fără doar și poate. Sebastian, cum este această sentință? Sentința asta mi se pare foarte blândă. E blândă. Foarte, foarte blândă. Deci, foarte, foarte blândă. Bun, n-aș merge nici la cealaltă extremă. N-aș spune că tot să închidem pe Udrea pe viață. Dar, totuși mi se pare blândă, pentru că justiția, adică legile din țara noastră, nu iau în calcul, iată, că tocmai acest mare rău despre care vorbeai și tu. Rău moral, dacă vrei, sau nu știu cum să-i spun. Instanța nu poate face genul acesta de judecat. Adică instanța este, vedeți, este ținută exact de principiul egalității în fața legii. Să, da, sigur, instanța poate ține cont de calitatea de ministru pe care o avea doamna Udrea, de aceea și această agravantă pe care a condamnat-o și pe care v-am zis, putea să meargă cu decizia cu închisoarea până la 15 ani. Bună ziua, Doru! Bună, Moise! Vă ascultăm! Părerea mea, exact ca și a celui dinaintea mea, este că pedeapsa este blândă. Și este blândă nu numai pentru doamna Udrea, ar trebui pentru toți cei care fac parte din conducerea țării sau din ministere sau din toți cei care au facilități la salarii, la pensii, la mai știu eu ce, ar trebui pedeapsa să fie, deci, să zic, la unul face o infracțiune și primește un an de zile. Dați-mi voie să vă întrerup un pic. Torționarul, da, Ion Ficior a fost condamnat, de fapt a menținut instanța condamnarea anterioară, la 20 de ani de închisoare. Pentru infracțiuni contra umanității. Dacă știți, da, despre ce vorbesc cu Ioan Ficior, da? Da, bineînțeles. Acum a venit această știre. Păi trebuia pe viață. Câtă viață mai are sau nu știu ce. Ăsta a omorât nu știu câte vieți. Deci trebuia pe viață. De-aia vreau să zic, apropo de chestia asta cu unul face, un om normal, face o infracțiune și primește un an de zile. Un nomenclaturist din ăsta sau un fost ministru sau un... nu știu ce, ar trebui să primească
de 5 ori mai mult. Judecătorii să aibă posibilitatea să se uite, mă, ce ai fost, parlamentar, ești condamnat la 6 luni, de 5 ori mai mult. De aceea exact există așa acel... cum au pensiile mai mari, exact așa cum au 1 milion de facilități, exact așa când greșesc, noi i-am pus acolo, ei beneficiază de încrederea noastră, de banii noștri, ar trebui pedepsiți de 5 ori mai mult. Și atunci să vedeți că la funcțiile publice nu s-ar se figă toți ăștia care dau cu coatele, știți? Bine, bine, vă mulțumesc, Doru. Deci ar trebui pedepsiți mai rău. Am înțeles. Am înțeles mesajul dumneavoastră. Nu uitați că acesta este un pretext pentru a discuta ce a fost bun și ce a fost rău în acea perioadă, pentru a învăța noi, ca națiune, din această experiență. 0372069599. Bună ziua, Florin! Salut, Moise! Nu știu, cred că noi nu ar fi trebuit să avem această discuție astăzi. N-ar fi trebuit. Avem. N-ar fi trebuit să ajungem niciodată în faza asta, pentru că uite-te în jur, ce repere morale mai ai în societate în momentul în care eu mă simt dezamăgit, dar sunt sute de mii de azi români ca mine repere... dezamăgiți. Atenție, Florin, sunt destule repere morale în societatea noastră. E adevărat, însă în momentul în care acele repere le alegi sau consideri tu că acești oameni care se găsesc în fruntea țării, temporar, au fost aleși pentru că reprezintă un crez sau reprezintă niște idei. Așa. Iar acele repere pe care tu ți le-ai ales ca fiind valide pentru ceea ce îți imaginezi tu că ar trebui să fie societatea, iar acei oameni te dezamăgesc profund prin faptul că au făcut ceea ce au făcut și n-are rost să comentăm justiția că le-a dat mai mult, mai puțin. Probabil că le-a dat atâta cât trebuie și sistemul judiciar din România ajungem toți să considerăm că într-adevăr funcționează și asta e un lucru extraordinar de bun pentru noi, ca societate. Funcționează uneori, cu asta putem fi de acord. Uneori funcționează, nu e ideal, asta e clar. Bine, ok, e dreptul dumneavoastră să nu comentați această sentință, eu îl respect. Dar care este concluzia, Florin? Asta e partea gravă, că nu avem nicio concluzie. Cel puțin eu nu am. Și probabil ca mine sunt foarte mulți care se găsesc în această situație de a fi derutați. De ce ați spus că n-ar fi trebuit să ajungem niciodată la asta? La pentru asta, la ce? La condamnarea doamnei Udrea? Nu, la discuția care o avem astăzi. Pentru că oamenii ăștia care sunt aleși acolo, în primul rând, când se duc acolo, trebuie să-și imagineze că trebuie să slujească binele tuturor. Interesul public. Exact. În momentul în care ajungem să discutăm despre faptul că unul dintre reprezentanți importanți a ajuns în situația în care să fie condamnat pentru mârlănii, că altfel nu le pot spune. Eu v-am mai spus... Okay, bine, vă mulțumesc pentru telefon. Eu vă reamintesc, v-am mai spus asta, dar vă spun, pentru că, încă o dată, repetiție e mama învățăturii, ca să zic așa. Dosarul Gala Bute a reprezentat prima mare dezvăluire de presă a unui modus operandi care după aia s-a generalizat. Și Cătălin Tolontan la vremea respectivă și colegii săi, când a lucrat Tolontan singur la chestia asta, chiar asta au pus în evidență. Faptul că profiți de foamea de fonduri europene, lansezi niște programe care n-au nicio șansă să fie finanțate pe fonduri europene, dar nici nu vrei asta ca guvernant. De fapt, ceea ce vrei este să apuci să faci niște cheltuieli pentru ca după aia să justifici mutarea programelor pe bugetul național, unde regulile sunt altfel și astfel de furtișaguri sunt posibile. 0372069599. Doamna Udrea, să știți că a inovat în acest domeniu. Rău pentru noi, dar a inovat. E o femeie deșteaptă, nici asta nu îi se poate nega. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Părerea mea că pedeapsa este mică și asta din trei puncte de vedere. Unul ar fi cel pur legal. Auzeam, cred că la dumneavoastră am auzit astăzi un comentariu că a fost acuzată în mai multe puncte de codul penal și la 4 capete de acuzare chiar a fost... Din 5, am uitat să spun 5. Că instanța a găsit-o imediat, vă spun. Da, al 5-lea era așa. Instanța achită pe inculpata Udrea Elena Gabriela pentru tentativa la infracțiune de folosire de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene.
Aici pentru că au acționat cei din subordinea sa și, mă rog, s-a ferit să... Aici DNA-ul a încercat să demonstreze exact ce v-am spus eu acum, adică practic a făcut un proces de intenție, oricum a fost foarte dificil de dezvânat acest... Pentru că da. În felul ăsta această vină s-a transferat la cei care efectiv au făcut-o și părerea mea că soluția nu e să pedepsim doar capii, ci să pedepsim mai ales întotdeauna cei care acționează în subordinea lor. Ia nu, dar vedem. Sunt vreo 8 condamnați. Eu am scos-o doar pe Udrea, că nu ne ajunge emisiunea să vă citesc toată sentința. Suspendări și pedepse. Nu. Cei care au luat cu suspendare au luat pentru că și-au recunoscut vinovăția. Dar nici așa. Așa prevede legea. Da, mă rog, nu știu dacă legea e totul bună și haideți să nu luăm legile ca de bune întotdeauna, că din codul penal știți câte... Sunt de acord, orice poate fi comentat sau îndreptat, dar Mihai, vă atrag atenția că acest cod penal din 2014, care e foarte criticat, eu însumi l-am criticat înfiorător atunci când a fost aprobat, acest tip de procedură, dacă vreți, a ajutat destul de mult DNA-ul să scurteze durata asta a proceselor penale. E adevărat, dar încă mai este loc de îmbunătățire, e loc mult, adică dacă s-a îmbunătățit cu 10% din 100%, poate trebuie să tindem să îmbunătățească cu mai mult, nu? Okay. 70%. Okay. Și ați vrea să vă argumentați puțin poziția? Adică ar fi trebuit să ia mai mult pentru că... Mai mult pentru că dacă limitele erau la 15 ani pentru nu știu capăt de acuzare, am auzit, pentru abuz în serviciu. Având consecințe grave în condițiile în care a beneficiat. La aproape un minim, ce trebuia să facă? Să-i facă abuz în serviciu cu cuțitul în mână sau cam cum? Că până la urmă era o poziție foarte importantă. Gândiți-vă, un alt punct de vedere din care ar trebui judecat și din care cred că pedeapsa e mică este că a pervertit pur și simplu numele unei instituții. Ia spuneți acum dumneavoastră, ministru, vă punem dumneavoastră, să spunem. Ba, pun așa, ca să nu implicăm alte persoane, facem la un mod teoretic ce se face. Vă pun ministrul al dezvoltării. Din start, parcă sună la șpagă, nu? Ministrul la șpăgi. Deci, pur și simplu, s-a bătut joc de numele unei instituții. Când spui ministrul la dezvoltare, doamna Șaide, când a intrat acolo, deja a intrat cu o aură de ce o să facă pixul dumneai din miliardele alea nefăcute, nu făcute, nefăcute. Ok, înțeleg unde bateți și probabil că aveți dreptate, dar hai să ne înțelegem. Doamna Udrea nu mai este ministru, mă rog, la vremea cu Galabute era ministrul turismului, după care a primit și jobul ăla de ministru al dezvoltării la care vă referiți dumneavoastră, pe bună dreptate. În calitate de ministru al dezvoltării avea acces la tot felul de decizii. Decizii legate de bugetul statului. Dar nu uitați că doamna Udrea nu mai este din februarie 2011 pe un astfel de post. Iertați-mă, dar era timp suficient ca politicienii care au venit după aceea pe acest post să spele o reputație proastă pe care ar fi făcut-o doar Elena Udrea. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Nu uitați că instanțele de judecată sunt obligate să țină cont de faptele din dosar. Indiferent ce a mai făcut așa în viața domniei sale, doamna Elena Udrea, instanța, Curtea Supremă, în cazul de față, când pronunță o decizie, nu dă 6 ani, 5 ani pentru mită, 6 ani pentru abuz și încă 4 ani că mește antipatică sau pentru că societatea românească... Dar noi putem să facem o astfel de judecată. Putem să facem o astfel de judecată pentru că, vă spuneam eu, e foarte probabil ca la următoarea încercare majoră în care am avea nevoie de solidaritatea noastră națională să ne amintim de faptul că și-au bătut joc de o astfel de solidaritate atunci când ea a fost invocată. 0372069599. Nicoleta, bună ziua! Bună ziua! Să nu comentez sentința și nici... Ba, puteți să o comentați! Nu, pentru că nu știu probele și atunci nu știu pe ce s-a bazat. Nu vă cer să fiți judecător. Nu, și las la latitudinea judecătorilor, dar știu că doamna Udrea este avocat parcă la bază, nu? Este. Și cum Dumnezeu de nu s-a gândit la consecințe atunci, la vremea respectivă, și cum de n-a reușit să se apere astfel încât să își dovedească nevinovăția? Credeți că nu s-a gândit la consecințe? Cred că nu. Și la eu cred la fel. De ce credeți? Adică, întrebarea următoare e de ce credeți că nu s-a gândit la consecințe? Pentru că cred că era prea plină de putere la momentul ăsta. Avea spatele acoperit, ca să zicem așa. Iată. Acum sunt mulți funcționari publici cu spatele acoperit și pe pile și pe mai știu ce intrat și știu că pot tăia și spânzura la puterea momentul ăla, orbește. Sic transit însă, gloria munții. Da? Corect. Deci, așa, deci
Da. Deci puterea este trecătoare, gloria este trecătoare. Gloria este trecătoare, așa. Da. Și de aici o concluzie pentru cei care sunt acum la putere, să se gândească că la un moment dat roata se întoarce și vor fi trași la răspundere pentru toate neregulile care acum trec. Cum trec? Dacă nu schimbă legile, doamnă. Da. Da, Nicoleta, deci legea, deci legea odată schimbată, nici procurorii, nici judecătorii nu mai au ce să facă. Vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră. 0372069599. Dorin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Sentința în sine este greu de discutat sau analizat, însă la o primă vedere, chiar dacă ești jurist, chiar dacă ai pregătire juridică, ținând cont de funcția pe care a avut-o și care are tangență cu faptele din dosar, probabil poate sau poate va și fi mai mare de atât. Mă refer către limita superioară. Asta ar fi o anumită logică juridică, chiar dacă nu cunoști dosarul și elementele din dosar. Faceți acum o judecată de bun simț sau e un wishful thinking? Da, așa ați vrea dumneavoastră? Nu. Mă refer la funcția deținută și faptele incriminate din dosar, fără să cunosc lucrurile din dosar. Înțeleg că aveți o anumită frustrare legată de faptul că n-a luat decât 6 ani. Nu. Poate să ia mai puțin sau mai mult din partea mea, este treaba justiției. Așa. Problema pe care o pun eu este cu totul și cu totul alta. Această doamnă este produsul puterii în stat. Credeți? Pentru că în 2005, da, în așa. 2005, fiind ocrotită, sigur, de președintele de la putere de atunci, ocrotită foarte mult și foarte bine, a fost însă ocrotită în același timp și într-o măsură mult mai culpabilă decât către celelalte instituții de stat, pornind de la serviciile de informații până la sistemul de ziceți dumneavoastră, și parchete. Eu nu sunt convins că e așa. Eu aș zice că doamna... Se putea ajunge. Ba da, se putea ajunge prin incompetența serviciilor la care vă referiți noastră. Bun. Adică mie mi se pare că mai degrabă, uitați-vă la parcursul doamnei Udrea, intrată în politică sub aripa lui Stolojan, căsătorită cu domnul Cocoș ăla, foarte dubios, cu un trecut dubios încă dinainte de 89, așa mi se pare, un profil foarte... Da, nu intru eu în asta. Înainte de 2005... Domnule, ceea ce vreau să vă spun, Dorin, este că ea a fost adusă, plasată, practic, în anturajul unui primar al capitalei care avea potențialul de a deveni președintele României, iar ăsta a fost un risc pe care nu l-a anticipat serviciul ăla la care vă referiți dumneavoastră. Nu știu dacă a protejat-o SRI-ul, că îi tot înjură pe toate. Mie mi se pare că au fost incompetenți ăia de la SRI. Protejarea e prin culpă. Nu știu dacă au fost incompetenți ăia de la SRI sau doar șefii de la vârful SRI-ului au reușit să protejeze. Aici este problema. Nu putem să spunem că e incompetent un serviciu întreg și toți ofițerii pentru ce se întâmplă la un moment dat. Ei și-au putut face activitatea. Vedeți cine era șef atunci la SRI? Domnul era atunci, Drăposatul Timofte, foarte apropiat de ciudatul Sorin Ovidiu Vântu. Erau vremuri turburi. Nu știu dacă, așa este. Dacă are sens să le răscolim vremurile alea. S-a născut asta, da? Da, așa este. Da. Am născut această situație, așa este, 100%. Bun, care e concluzia dumneavoastră? Concluzia este că acest gen de personaje, da, și de manifestare a puterii în stat, pentru că despre asta vorbim în trecutul doamnei, o manifestare chiar la vârf, pentru că dumneavoastră ziceați că a fost prim-ministru, a fost chiar și președinte, nu de puține ori, să nu se mai repete. Și asta înseamnă o bună funcționare a tuturor instituțiilor statului. O bună funcționare fără scrupule, și fără... Vedeți că Elena Udrea a ajuns votată de la un punct încolo, deci ea a intrat în guvernul PDL după alegerile din 2008 fiind votată de cetățeni. Adică să nu vă faceți cumva iluzii că nu știu ce structuri pot împiedica apetitul oamenilor de a vota. Construită. Sigur, dar a fost o imagine construită și vândută spre a fi votată. Foarte corect. Oamenii își votează pe cei pe care le ducem încă. Aleg. Nu decid. Ei aleg din ceva ce le dăm să aleagă. Interesantă observația noastră. Vă mulțumesc că sunteți ascultătorul nostru, Dorin. 0372069599. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Eu consider că pedeapsa nu este aspră sub nicio formă, că ați întrebat mai devreme.
la început emisiune, deci așa consider că nu e asta. Uh-huh. Mai departe cu ce am rămas eu din perioada aceea de guvernare, când am avut guvernul PDL, eu știu așa și cred că nu s-a mai întâmplat că acel guvern Boc a avut niște surse de finanțare pe care nu le-au avut multe alte guverne. Adică a redus pensiile cu salariile cu 25%. Na, nu se poate vorbi totuși de niște surse. Dacă vreți să vorbiți despre niște surse excepționale de finanțare, a beneficiat într-adevăr de niște credite de la Banca Mondială întâi și apoi de la FMI, care n-au intrat în BNR cum ar fi trebuit, ci s-au dus în bugetul de stat ca să nu simțim nicio criză în 2009 sau cel puțin să nu se facă concedierile alea în 2009, că avea Băsescu alegeri, ci în 2010 după. Cam asta a fost, să știți. A treia sursă foarte importantă a fost mărirea TVA-ului cu 5%. Mărirea TVA-ului cu 5% înseamnă bani încasați pe loc. Dumneavoastră când plătiți o pâine, când alimentați la pompă, orice, 5% este mult. Da, este. Bani mulți în plus. Este, așa este. Da, sunt niște eforturi pe care le-am făcut noi toți la vreme, dar le-am făcut pentru că, pentru că era criză, domnule. Alt guvern nu le-a făcut. Nu știu, cred că și celelalte guverne sunt în criză. Eu nu sunt PSD în nicio formă, poate și ei sunt toți în criză, dar 5% este foarte mult. Mihai, este o sursă de finanțare mare. Dacă e să facem acest raționament, să-l facem la modul corect. România, eu sunt de acord cu dumneavoastră, nu mi-l închide pe Mihai, eu sunt de acord cu dumneavoastră dacă spuneți că în criza aia din 2008-2012, să spunem, statul român a avut un rol principal de cauzalitate, în sensul că România avea o șansă mică să intre într-o mare recesiune, putea trece printr-o scădere de prețuri a imobiliarelor, dar nu printr-o criză financiară care să ducă după aia la o criză economică și după aia la o criză socială. Noi am ajuns acolo pentru că începând din 2007 și 2008, statul român a făcut excese majore, le-a continuat chiar și în 2009, în sensul că n-a făcut restructurarea necesară, a fost ajutat cu bani de la FMI și Banca Mondială în sensul ăsta, și în 2010 am ajuns și în crucea crizei și fără sursă de finanțare și fără nimic, și atunci s-a produs solidaritatea aia națională. Da, știți care e impresia? Și gala bute în același timp. Poftiți. Exact. Impresia este că aceste surse de finanțare, inclusiv mărirea TVA-ului, s-au regăsit în aceste fapte comise de doamna Udrea în perioada aceea. Da, asta e problema, că în timp ce... Da, așa este. Vedeți? Deci asta e impresia cu care am rămas eu. Au și mărit TVA-ul, au și redus pensiile, au făcut și împrumuturi și, de fapt, uitați ce au făcut. Da, unde așa s-au dus aceste mări. Asta e impresia cu care am rămas eu din acea perioadă. Ok. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Daniela, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Ce vreau să vă spun eu este că mie mi se pare foarte ciudat, dacă mă ulbui, mă scuzați. Nu-i nicio problemă. Este prima oară când intru cu dumneavoastră, pe care, iar eu pe dumneavoastră vă apreciez foarte mult. Nu ascult întotdeauna, dar în orice caz. Deci, ceea ce mie mi se pare foarte ciudat este că această doamnă Udrea a luat această pedeapsă. Deci, pedeapsă, da. Așa. A luat această pedeapsă și mă gândesc la toți cei care au fost înainte, prim-ministri, care pur și simplu au devalizat țara aceasta. Vorbesc de Năstase, vorbesc chiar și de... Năstase, vedeți că a luat două condamnări. Una chiar pe 13 cu indice 2 ăsta, dacă nu mă înșel. La cât a vândut el din această țară, el trebuia să ia 50 de ani de închisoare. Așa. Și toți cei dinainte. Spre surprinderea mea, știți că în general, când un om face ceva bine... sau aproape bine sau ceva mai bine, da? Deci așa, nu să spunem bine, foarte bine, măcar ceva bun, da, atunci toți ceilalți din jur încep să-l atace. Asta foarte e o boală, mai, să știți că e o boală asta destul este... de românească asta. Exact, exact, asta okay este. Și din ce îmi dau eu seama, de când s-a terminat conducerea domnului Băsescu, așa, această perioadă este extrem de criticată. Cea mai criticată perioadă de 27 de ani. Nu, în perioada respectivă a fost controversată de la bun început, aș spune. Dacă vreți dumneavoastră să faceți o corelație, că văd că o fac toți pe alte părți, doamnă, cu dosarul ăsta Gala Bute și cu altele, de fapt, da, contează ceea ce schimbarea care s-a făcut în 2013 la DNA. Acolo e cheia. Întrebați-l pe judecătorul CCR Daniel Morar de niște lucruri
să observați atunci de ce, de fapt, după schimbarea conducerii DNA, mai degrabă decât după schimbarea lui Traian Băsescu, au început să se întâmple astfel de lucruri, cu astfel de sentințe. Da, ce să vă spun, eu nu pot să comentez nici că e prea aspră, nici că ba da, ați intrat în această sferă a speculațiilor și eu v-am spus și o părere. Da. Mie mi se pare foarte ciudat, pentru că această persoană a fost tot timpul în vizorul tuturor, probabil că în afara faptelor pe care... Daniela, haideți să înțelegem. Dumneavoastră spuneți că Elena Udrea e un om care a încercat să facă bine și din cauza asta alți oameni răi din jurul domniei sale i-au pus capac. Eu așa consider. Nu cred. Nu sunt și n-am cum să fiu convinsă că a și băgat mâna, deși dacă stau și mă gândesc în general presa și toți... Aici nu e vorba de presă, e vorba de o sentință care zice că are de dat înapoi vreo 3 milioane de euro. Da, unde sunt? Că eu nu văd averea lui Udrea. Ho, ho, ho! Da, este? Că eu n-am văzut-o. Păi sunt o parte dintre bani și bunuri sunt deja sechestrate de către Direcția Națională Anticorupție. Vă spun eu așa și o să aflați și dumneavoastră probabil în curând, când o începe, dar mă rog, după ce se termină procesul și o începe să caute ca să facă o executare silită eventual, că or să mai sară și alte proprietăți, de care doamna Udrea zice că știe doar ea. De fapt știe toată lumea, inclusiv noi jurnaliști. 0372069599. Nicu, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Eu am impresia că a fost o parodie de sentință. La ce mod? La modul cum s-a desfășurat procesul și dovezile care au fost în proces. E o sentință care pare mare pe dovezi indirecte, pe ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, având în vedere că s-a judecat regina unui... Ce înțelegeți prin dovezi indirecte dumneavoastră? Faptul că nu a existat flagrant, că nu a existat, nu s-au... Pentru că astăzi nu se mai dau banii în flagrant cel mai des. Și pentru că astfel de personaje știu să pună niște oameni, niște interpuși. Un sistem inventat de ei, într-adevăr, corect. Dar... Asta nu înseamnă că dovezile sunt indirecte. Atenție! O probă cu martori e o dovadă directă, nu indirectă. Da, ideea că a fost vorba doar de un denunț. Până la urmă nu există decât un singur martor și martor una, martor nula. Nu, ceea ce spuneți noastră nu e adevărat. Există niște expertize care de asemenea sunt probe importante într-un astfel de dosar. Nu vă luați după ce auziți pe doamna Udrea la Antena 3. Da, bine, dosarul e complex, să știți. E foarte complicat să iei sursa acestor bani. Da, sau să sperăm atunci că ăsta va fi doar începutul unui șir de dosare, adică la modul în care perioada respectivă și Elena Udrea a fost un pion important al creierii sistemului, pentru că făcea în general treburile murdare, să zicem așa, da. Cred că nici condamnarea pe viață nu ar ajunge la cât rău s-a putut face în perioada respectivă. V-ați sucit acum, să vă dau... Nu, deci eu am spus că la cum pare, cum e prezentat procesul, da. Pentru multă lume cum e prezentat procesul. Cum este prezentat. Exact. O să vă recomand și eu o carte. E o carte dificilă, dar vă recomand. Mare drag. Se numește Mare Războiul drag. Informațional al Federației Ruse. E scrisă de Iulian Chifu, un om pe care îl prețuiesc, da. Chiar dacă a fost într-o perioadă de timp, da. Consilierul președintelui Băsescu. Și o să descoperiți acolo, despre ceea ce trăim noi astăzi, metode de dezinformare, de manipulare, practic, a opiniei publice, de inducerea anumitor pe care opinii. Doamna Udrea le practică din 2010 și 2011, domnule. Descoperite și puse în evidență, inclusiv pentru plata postacilor și toate alea, sunt exact, lucruri care au ajuns exact. Doctrină militară de la un punct încolo al Federației Ruse. Publică. Știm asta acum în mod public. La vremea aia doar se opera într-un anume fel. Ce coincidență, doamna Udrea din România. Da. De-aia vă spun să fiți, să luați... Eu vă spun așa, că eu nu știu în momentul de față o sentință, poate sunt eu prost și nu le știu pe toate. Cu asta pot fi de acord. Dar dacă e așa, vă rog să-mi spuneți o sentință în care cineva a fost condamnat doar pe baza unui denunț. Asta e o poveste care se repetă la televizor până ajungi să crezi în ea. Că ți-o tot spune, nu ai acces să verifici o astfel de informație sau n-ai timp sau interes și începi să crezi astfel de lucruri. Asta înseamnă război informațional, să știți. Trecem peste asta. 0372069599. Famid, bună ziua! Bună ziua! Am înțeles bine, Famid? E numele noastră? Hamid, da, sunt de origine persoană. Ok. Din 93 în România, sunt cetățean român.
Vreau să vă spun în felul următor. În primul rând, nu am culoare politică, deci nu mă simt cu niciunul, pentru că, din păcate, nu prea ai cu cine să fii. Doar că pedepsele astea, mie mi se pare inutil în moment ce nu se recuperează prejudiciul. Păi, n-ați înțeles deci, partea asta cu prejudiciul? Ba da, am auzit, dar credeți-mă că nu prea cred până acum, cel puțin nu s-a întâmplat. De exemplu, în cazul lui domnul Becali, pentru 30 de milioane de euro a stat nici 2 ani de zile în pușcărie. Să știți că asta e o altă poveste de la televizor. Vă caut acum în sentință și vă zic în felul următor. De vreo 2 ani de zile, Direcția Națională Anticorupție are un birou care se ocupă doar de asta, din timpul anchetei blochează averea, până la sfârșitul, până la condamnare. Și la condamnare, bunurile sunt deja imobilizate și nu mai, n-au mai putut fi înstrăinate. Deci, doamna aud... Să fie așa, pentru că legile eu văd că nu se aplică pentru toate lumea la fel. Eu dacă am rămas 5 lei dator la fisc, da, în fiecare zi îmi pune penalități și de la 5 lei pot să ajung și la câteva sute de lei. Ca noi toți. Nu se plătesc, nu scap. Așa este, așa este, după care executarea asta, deci asta rămân blocată, după care intră într-adevăr fiscul, inclusiv în poveștile astea penale și ne pune pe toți în egalitate și pe dumneavoastră familie și pe mine Guran și pe Udrea condamnată, da? În executare și acolo se opresc lucrurile. De ce? Pentru că fiscul e politizat și întotdeauna a fost așa. Asta e problema, că știți, noi avem bugetul, adică statul are nevoie de bani. Mulți oameni poate au murit din cauza sărăciei, din cauza lui doamna Udrea și mulți alții care au furat și pensionarii n-au avut bani, bolnavi n-au avut medicamente. Eu personal aș fi pus pe ăștia la crimă. Aha. Pentru că din cauza lor au murit oameni care n-au avut medicamente, n-au avut corelația, corelația dintre corupție și sărăcie este indirectă, dar este clară în capetele unora dintre noi. În capetele altora dintre noi, categoric, nu este clară. Că uitați-vă și noastră cum votează lumea. Să scape și corupții, să ne dea și nouă majorare de pensii. Hai să nu ne ascundem după deget. Există în România o astfel de mentalitate, care, chiar dacă eu cred că nu e majoritară, eu cred că e minoritară. Chiar dacă ea dă majorități pentru că o majoritate a oamenilor cinstiți nu merge la vot. Gândind exact ca dumneavoastră, Famid, e foarte greu să ai o culoare politică, că n-ai între cine și cine să alegi. Gabi, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm, Gabi. Vreau să încep cu o mică specificare. Și anume, cineva spunea un post de televiziune prin anii 90 că dacă vrem ca România să se schimbe ceva, trebuie să moară 50 de generații. Adevărul este... Câte generații? 50. În sensul de... Ok. Da. Da. E povestea cu deci, Moise și poporul plimbat prin deșert până s-a schimbat o generație, de fapt. Da. Nu cred, eu nu cred în așa ceva. Eu cred în educație și evoluție, să știți, Gabi. Bun, acum vreau să fac o altă specificare. Da. Să menționez altceva. Și apoi revin la subiectul care îl dezbateți dumneavoastră. Numai vedeți că mai avem 2 minute în total. Cât de repede pot. Și anume, suntem români. Suntem cu familie, da? Avem copii, ne educăm copii. Problema este că nu ne educăm copii așa cum trebuie. Și anume, copiii merg la școală și mâine apoi mâine auzim că vin acasă la părinți, mama uite că nu m-a trecut prost cu mama, uite că lasă mamă că merge taxul și plătește. Lasă mami că rezolvăm noi. Sigur, o astfel de educație este profund greșită, dar gândiți-vă, Gabi, da, și la exemplele din societate. De ce? Această condamnare este un... Ce fel de exemplu e pentru copii? E bun sau rău? Ei, acolo vreau să ajung. Ia, spuneți. Acolo vreau să ajung. Bun. Pică bacul. Lasă-l, tată, că încercăm să vorbim cu nena primarul sau cu nena Cutărescu, da? Popescu, Xulescu. Și rezolvă, tată. Bun. Mergem mai departe. Gabi, încă o dată, aceste realități de care dumneavoastră vorbiți, vă referiți la sinecurile din societatea noastră. Ele nu reprezintă o majoritate, de fapt. Nu toată lumea are pile ca să trăiască indiferent de competențe. Aceea e o minoritate.
Exact, dar de cele mai multe ori se întâmplă aceste lucruri. Vreau să spun că corupția în România nu va dispărea în anii următori. De tot? Nu, n-are cum. 50, cred, nu știu, dacă nu o să mai fi până atunci, logic. Ok, Gabi, ascultați-mă puțin. E în felul următor. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, e și imposibil să dispară. Dar în momentul în care vin astfel de sentințe, ca cea de ieri cu Elena Udrea, s-ar putea să fie, doamna rămâne nevinovată până la sentința definitivă. Totuși, cred că fiecare dintre noi percepem acest tip de mesaj ca fiind, hai că se poate, hai că putem și noi. Nu o să ajungem în nici măcar în 10 ani sau în 20 de ani la tipul acela de corupție limitată, să-i spunem cum e în societățile democratice avansate. Dar măcar facem pași către acolo. Nu vi se pare că astfel de lucruri de fapt ne prezintă lecții sau închideri ale unor lecții pe care istoria ni le predă? Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.